Comuna Godeanu a ieșit din starea de carantină. Începând de ieri, sunt valabile doar măsurile generale impuse de starea de alertă instituită la nivel național. În urma evaluării analizei de risc a comunității din comună, a fost avizată ridicarea carantinei zonale pentru Godeanu începând cu data de 11.04.2021, ora 8. În urma desfășurării misiunilor specifice, în perioada de referință au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.370 lei pentru nerespectarea măsurilor dispuse de autorități. În perioada 28.03.11.04, jandarmii reședinței alături de polițiști și polițiști de frontieră au fost mobilizați în misiuni de verificarea măsurilor instituite ca urmare a carantinării localității Godeanu. În urma desfășurării misiunilor specifice au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.370 lei pentru nerespectarea măsurilor dispuse de autorități. Vă recomandăm în continuare să respectați regulile de protecție individuală, distanțarea fizică și să nu vă expuneți la riscuri pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Comuna Godeanu a intrat în carantină din data de 28 martie, după ce rata de infectare trecuse de 8. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică din Mehedinți, incidența cazurilor de COVID-19 la nivelul localității este astăzi de 2,75 la 1000 de locuitori.